Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod din cariera cu cei de la Deportivo La Coruña. Un nou episod în care sperăm să ne revenim după episodul trecut în care, știți și voi, am reușit decât 3 egaluri, doar 3 egaluri. În 3 partide n-am reușit să luăm decât 3 puncte, 2 puncte pentru campionat și 1 pentru UEFA Champions League. Astăzi vom lupta cu liderul campionatului spaniol, este vorba de Valencia în campionat, iată Valencia, primul loc la 8 puncte de noi. Și apoi avem partida cu cei de la Lokomotiv Moscova în UEFA Champions League. De asemenea, în acest episod vom juca însă în Rusia, probabil pe Luzhniki, și va fi o atmosferă incendiară. Partida cu Villarreal, cu Valencia, scuze, o vom trata cu o echipă foarte bună, pentru că ei sunt lideri clasamentului, cum spuneam, și mi-e foarte frică de acest meci, mai ales că jucăm și la ei acasă. Va juca Dolberg de această dată, va juca și Emre Cioloac, Niang Moreno, cam așa, echipa e bună. Aici va veni... locul lui Domingo, va veni Adi Popa. Păi, echipa e bună, să înceapă această partidă, să-i dăm drumul la treabă, liderul clasamentului împotriva campioanei în titră. Locul întâi din La Liga versus campioana Spaniei pe Campo Mestalla, meci de 5 stele, Valencia Deportivo. Să-i dăm drumul la treabă, da? O pasă pentru Niang. Ce fake shot face Niang, însă e blocat de fundaș și este corner. Pasă în spate. Nu, am greșit din nou. Am greșit din nou! Și șutul se duce pe lângă poartă. Șansă bună. Bună. L-am văzut pe Cioloac, când să-l văd pe Moreno. Îi pasez, iată lui Marlos Moreno. Moreno! Dolberg! 1-0! Casper Dolberg, gol marcat în minutul 17 de atacantul olandez la această fază, la care este foarte bine găsit. Iată pe Moreno, perfect găsit, tipasează Dolberg, care cu toată poarta în goală în față definește o simplă formalitate și deschidem scorul pe Campo Mestalla. 1-0, bine mă Dolberg. Gol important ăsta. Sper ca virgulă Gautier să se ducă în spate. Iată-l pe Dolberg, cât de bine trece Casper Dolberg, scoate Diego Alves. Nu este Ryan în poarta lor, nu este Diego Alves. Ce intervenție are Diego Alves. Dolberg face un meci foarte bun astăzi și mă bucur că Dolberg joacă bine, pentru că avem nevoie de jucători buni care să înlocuiască cu succes pe Florin Andone. Dar acum o pasă, Dolberg. Dolberg! Gol! 2-0 din minutul 30. Casper Dolberg semnează dubla și este într-o formă de vis acest băiat. Este într-o formă de vis Casper Dolberg. Dintr-un unghi închis trimite Ryan, nu mai ajunge la balon. Bară gol, 2-0 fața liderului din Spania. Și atunci și pe mine cât de fericit sunt. L-am văzut în spate și pe Adi Popa sărbătorind și el dubla lui Casper Dolberg. 4 goluri în La Liga pentru Dolberg. Tor simplu Moreno. Moreno a încercat ceva, s-a dat fault și este penalti. Minutul 40, Cancelo. Cred că este Cancelo sau Gaia, nu-mi dau seama exact. Nu este Gaia acesta, faultează. De fapt nu mi s-a părut faul, sincer, mi s-a părut o intrare corectă. Însă Gaia faultează, se dă penalti și Casper Dolberg este aproape de hat-trick. Vreau să-i dau șansa de a realiza hat-trick-ul lui Dolberg. Casper Dolberg scoate Ryan. Nu este hat-trick, nu este hat-trick, pentru că Ryan scoate această minge. Să-l pe Cioloac. Cioloac. Cioloac cu șutul! Ce șut are Emre Cioloac! Ce șut are Emre Cioloac, priviți aici! O execuție foarte frumoasă, însă mingea s-a dus peste poartă. Dar acum pe Nani, cu o pasă bună, scoate la fond! Scoate la fond, intervenție incredibil de importantă. Nici vă dați seama cât de importantă este această intervenție a lui la fond. Pentru că calculatorul este foarte montat atunci când are... când este condus cu 2-0 să mai marcheze. Nu înțeleg această centrare, sincer. Însă greșim. Dos Santos. Mamă, Giovanni Dos Santos. Hoi, ce șut are Giovanni Dos Santos. Priviți ce execuție. Mingea cred că a ciupit bara. Da, nu, n-a ciupit bara, a atins plasa laterală. Tot pe Fahir. Faisal Fahir. Și ce pasă pentru Dolberg. Dolberg! Unde a fost acest jucător până acum un an jumate?
Timp de un an și jumătate, Dolberg n-a fost decât un jucător de 2 lei, însă astăzi pur și simplu iese la rampă starul, atacantul de superclasă, Kasper Dolberg. Hat-trick pentru Dolberg, 3-0, și liderul campionatului spaniol este îngenunchiat de echipa mea. Bine mă, Dolberg, este îngenunchiat de Dolberg în primul rând. Valencia, 3-0, fraților, și gata. Pasă pentru Nani. Nani scoate la fond, scoate la fond și Gauthier respinge în corner. Notuși, nu mai contează, este final de meci. Este victorie, este un 3-0 fără discuție pentru noi. Dolberg, hat-trick și ne vom apropia clasament de liderul, care probabil se va schimba liderul după această etapă. Probabil nu vom mai avea un lider pe nume Valencia. Iată, se încurcă și Atletico foarte bine. Câștigăm și față de ei 3 puncte, ceea ce este foarte, foarte important. Și da, acum urmează o partidă de Champions League al doilea și din păcate ultimul meci din acest episod, fraților, pentru că sunt mai ocupat și nu am timp să filmez mai mult de două meciuri pentru acest episod, însă totuși eu sper că înțelegeți asta. Totuși avem meciuri de calitate. Iată-l pe Gautiare, 96 la slide tackle, vă dați seama, poate ajunge la 99, are și 91 stamina, și mie chiar o băiatul ăsta, mă. Dolberg, o să mai țin puțin la antrenamente, o să mai avansez puțin acum și vreau să văd cum stăm în clasament după această etapă. Dominguez supărat că n-a jucat, nu prea-mi pasă. Ia să vedem. Ok, deci hai să ne uităm prima dată cum stăm în clasamentul din La Liga, după care ne vom concentra spre partida cu rușii de la Lokomotiv Moscova. O victorie astăzi colaborată cu un pas greșit al lui Bayern München și suntem calificați mai departe în UEFA Champions League. De fapt, dacă între Bayern și Liverpool suntem egal și noi învingem, ne calificăm. Fă, dacă stau să mă gândesc, pur și simplu victoria ne oferă calificarea. Deci în clasament suntem pe locul 7 la 5 lungimi de Real Madrid, care e la egalitate cu Valencia, atât și Realul s-a încurcat. Barcelona pe locul 13 cu 13 puncte, mai slab e Atletico la doar 2 lungimi de noi. Hai că ne revenim încet încet și o să ne putem lupta și pentru titlu. Să hai acum, hai acum să ne concentrăm pe această partidă extrem de importantă cu cei de la Lokomotiv Moscova. Va fi o atmosferă incendiară, să nu uităm de frigul, de frigul năprasnic care este în Rusia. Să uităm că la ei începe iarna undeva prin octombrie și se sfârșește târziu de tot. Cam așa arată echipa, să vedem cu ce jucători vom introduce. Dolberg joacă fără discuție, Emre, Ciolac sau Fahir. Voi juca aici cu Ciolac și probabil aici cu Fahir, așa va arată echipa. În rest ok, joacă și Dominguez și cam așa arată echipa noastră. Stați să mai băgăm pe cineva pe bandă, voi băga pe Popa și cam așa. Să înceapă meciul cu cei de la Lokomotivul Meș, care ne poate trimite în optimile UEFA Champions League. Pelușnici din Moscova, este un frig incredibil, sunt minus 5 grade. De la această oră Lokomotiv primește vizita lui Super Deportivo la Coruña. Se anunță un meci de 5 stele. Cui pas asta? Dar acum o centrare. Oi. No. Avea parte de o centrare a lui Samedov, o centrare la care nu avem probleme. Dominguez pasă pentru Ciolac. Ciolac, hai Moreno. Moreno a trecut, Marlos Moreno, direct în brațele lui Guilherme. Maicon, aoleo. Mamă, stai, am greșit și poate fi grav și este grav. Este grav pentru că Lokomotiv deschide scorul minutul 75. Fernandez deschide scorul, mamă bă, nu cred, lucrurile se complică într-un fel neașteptat. Fernandez deschide scorul și este greu, este o nebunie curată, greșeală incredibilă aici. Fernandez găsește culoarul și trimite fără speranță pentru Alban la fond. 1-0 Manuel Fernandez și ne apropiem de un parc de bas copios a celor de la Lokomotiv. Atât pe Gautier. Gautier șutează prost pe Spendinga, cât spațiu de manevră are Ndinga, o pasă, scoate portarul și nu este gol. N-a fost gol, mă. Va lua galben aici Mosquera.
Ia mă, iată-l pe Fire cât de frumos trece. O pasă pentru Arribas. Arribas, gol! Cât de important poate fi acest gol în economia grupei. Fire îi pasează lui Arribas, care îl învinge pe Gherme. Și este un gol foarte important. Este un gol care poate fi crucial în economia grupei. Arribas egalează în minutul 85. Mamă, bă, și în loc ca Locomotiv să aibă 7 puncte la fel ca noi, în acest moment noi vom avea 8 și vor avea 5. Cât de important poate fi acest gol, fraților? Poate fi crucial acest gol. Ce grupă nebună! Ce grupă nebună avem! Partida însă nu s-a încheiat. Casev. Casev. Trebuie cumva să ne apărăm. Trebuie cumva să ne apărăm, însă nu mă pot apăra, incredibil. O centrare, ne apărăm aici, ok, e ok. De cu capul, de cu capul. Nu dă la cu capul, pentru că de ce ar da? No! Nu pot să cred, mă! Nu se poate așa ceva, minutul 92 în Dinga. Nu se poate așa ceva, minutul 92 în Dinga scrie. La o fază la care greșește incredibil fostul Mensah și Ndinga. Un șut de vis, un șut de vis, un gol de vis pentru ei. Se termină 2-1 pentru Locomotiv. Meci dramatic, fraților. Și totul se joacă în ultima etapă. Totul se joacă în ultima etapă. Liverpool face egal cu Bayern München, dar nu pot să cred, fraților, că în minutul 93 cei de la Locomotiv ne-au bătut și se anunță, cum v-am spus, în ultima etapă a grupei va fi o nebunie totală. Noi vom juca acasă cu Liverpool în episodul următor, iar cei de la Locomotiv vor juca cu Bayern München. Oricine se poate califica în ultima etapă. Vreau doar să vă arăt clasamentul grupei de Champions League. Absolut oricine se poate califica în ultima etapă. Uitați aici, vedem grupele. Mă întreb pe ce loc suntem noi acum. Grupa F. Suntem pe locul 2 în acest moment, la egalitate atât cu Liverpool, cât și cu Locomotiv. Iar Bayern München este cu un loc în spate, așa că în ultima etapă suntem condamnați să o batem pe Liverpool acasă pentru a merge mai departe în UEFA Champions League. Gândiți-vă numai puțin, dacă am fi bătut-o pe Bayern la acea ultimă fază din minutul 90 cu Fahir și dacă n-am fi pierdut cu cei de la Locomotiv, am fi avut 3 puncte în plus și calificarea ar fi fost garantată în acest moment. Însă așa, trebuie să luptăm până în ultima secundă, fraților, va fi o nebunie totală. Va fi o nebunie totală, fraților. Însă până la episodul viitor, eu voi pune punct aici acestui episod. Cum am spus, data viitoare vom juca cu Liverpool. Voi simula partida de cupă pentru că am câștigat în turcul 3-0 și vom juca cu Liverpool. Și eu sper să putem câștiga. Cu speranță că v-a plăcut acest episod, eu vă spun încă o dată la revedere. Eu am fost AG Football, toate bune. Ne vedem data viitoare.